Pe Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacucernici părinți, iubiți frați și surori împreună rugători, dau slavă neîncetat preamilostivului Dumnezeu că m-am vrednicit în aceste vremuri de restriște, de criză sanitară și spirituală, să fiu neîncetat în misiune pretutindeni de-a lungul și de-a latul episcopiei noastre a Europei de Nord. Am ajuns în comunitățile euharistice din Norvegia, pe care nu le-am mai vizitat de la începutul acestui an calendaristic. Cu mare greutate am trecut dincolo de cercul polar, însă mare bucurie am dobândit în slujirea fraților și surorilor noastre, cărora le-am botezat copilașii, pe care i-am spovedit și i-am împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, pe care i-am înmormântat, nu vă ascund, că două tinere credincioase, Liliana și Luminița, din Norvegia, suferind de necruțătoarea boală a cancerului atricul la cele veșnice, și l-am înmormântat și pe pruncuțul Victor, cum știți, dobândind un îngeraș în rai, și am ajuns în aproape toate comunitățile euharistice, din regatele Norvegiei, Suediei și Danemarcei. Am reușit să hirotonesc și un preot pentru comunitățile de români din nordul îndepărtat al Suediei. Am întâlnit un medic foarte vlavios, pe care între timp l-am înscris la Facultatea de Teologie și acum l-am chemat la apostolat pentru a-i păstori pe românii din mincile insulițe, din nordul îndepărtat al Suediei, acolo unde în urmă cu 12 ani, când mi-am început apostolatul, nu mă gândeam că vor ajunge să viețuiască frații români. Nu m-am gândit că vor ajunge frații noștri și surorile noastre în Svalbard sau în Groenlanda, însă am ieșit și în căutarea acestora, după cum știți, fiindcă trebuie să ne străduim să mergem până la capătul pământului pentru a mântui sufletele încredințate. Acum sunt în mijlocul dumneavoastră, în această frumoasă și înfloritoare comunitate din Göteborg. V-am spovedit și v-am încurajat și vă încurajez neîncetat. Acum, după liturghie, vom săvârși și taina Sfântului Maslu pentru atâția bolnavi care sunt în suferință la casele lor și în spitale, în țară și în alte locuri. Mi-ați cerut și dumneavoastră, mi-au cerut foarte mulți prin mesaje să-i pomenesc în rugăciuni, de aceea, sfătuindu-mă acum înainte de liturghie cu preoții și diaconii împreună slujitori, am hotărât ca imediat după slujbă să săvârșim taina Sfântului Maslu și vă rog să pregătiți pomelnicele și să treceți numele tuturor celor care sunt în suferință sufletească și trupească, pe care îi cunoașteți și despre care ați aflat pe toate mijloacele, mai ales pe rețele de socializare. Pomeniți-i pe toți ca Domnul să ne pomenească și să ne tămăduiască, fiindcă El este marele doctor și credem de plin în știința sa medicală. Nu vă ascund faptul că foarte mulți dintre cei internați, infectații cu COVID, au fost miluiți de Domnul și aici, în episcopia noastră și în alte locuri, oameni care erau foarte bolnavi, care prezentau comorbidități pe care i-am pomenit zi și noapte, la candela rugăciunii, la Sfânta Liturghie, la taina masului. Dumnezeu s-a milostivit și i-a ridicat din patul suferinței, așa cum i-a ridicat pe bolnavii pe care i-a miluit în timpul activității sale mântuitoare pe pământ și pe atâția bolnavi pe care îi miluiește, fiindcă Domnul se face tuturor toate. Pe toți îi miluiește, pe toți îi aline, pe toți îi ridică. Și credem și mărturisim că El cunoaște mai bine cele ce ne sunt de trebuință. El ne aline durerea, El este mântuirea noastră, El este bucuria noastră, El este viața noastră. Îi rog și pe copilași să rămână la final de liturghie, fiindcă
pe lângă oul de ciocolată cu surpriză pe care îl dăruiesc în slujire, copilașii știu că atunci când ajung în comunitate, le ofer și câteva dulciuri. Nu le ofer duminică de duminică și e bine că nu e obișnuiți cu prea multe dulciuri, însă atunci când vine Preasfințitul Macarie, e deslegare. În posturi sunt dulciurile din fructe confiate și fructele proaspete, iar în afara posturilor sunt dulciurile obișnuite. Iată, îi deprindem de mici pe copilași să învețe nevoința postului și prin aceste mici gesturi de grijă și dragoste duhovnicească. Iar acum am pregătit niște creioane de colorat cu câteva desene cu tematică religioasă și vă rog să-i asistați atât la școala parohială cât și acasă, ca aceste desene să le putem și expune într-un viitor apropiat și să-i încurajăm pe copii. Să încurajăm să nu mai folosească atât de des tabletele și aceste mijloace inteligente care uneori o trăvesc, de prea multe ori copiii le folosesc în mod excesiv, ci să învețe să se joace în chip firesc, așa cum ne jucam și noi, cei care nu eram în epoca internetului, în copilăria noastră, și să coloreze și să citească. Mă impresionează faptul că foarte mulți copii din comunitățile noastre citesc împreună cu părinții și cu bunicilor și caută colecțiile cele mai frumoase din cărțile dedicate copiilor. Acestea fiind spuse, preiubiții mei, revenim la parabola evanghelică care s-a citit acum la Dumnezeiasca Liturghie despre bogatul nemilostiv și săracul Lazar. Era un om bogat care se îmbrăca în porfire și în vison, veselindu-se în toate zilele în chip strălucit. Iar un sărac anume Lazar zăcea înaintea porții casei bogatului, plin de bube, poftind să se sature din cele ce cădeau de la masa bogatului, însă și câinii venind, lingeau bubele lui. Și a murit săracul. Și a fost dus de către îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și a fost înmormântat. Și în iad, ridicându-și ochii, fiind în chinuri, el a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Și el strigând a zis, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului în apă și să mă răcorească limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avram a zis, Fiule, adu-ți aminte că ai primit cele bune ale tale în viața ta, iar Lazar asemenea pe cele rele, acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată, nici cei de acolo să treacă la noi. Iar el a zis, rogu-te dar, Părinte Avrame, să-l trimiți în casa tatălui meu, căci am 5 frați, să le spună lor acestea, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și a zis Avram, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Iar el a zis, nu, Părinte Avrame, ci dacă cineva dintre morți se va duce la ei, se vor pocăi. Și i-a zis Avram, dacă nu ascultă de Moise și de proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva dintre morți. Preiubiții mei, din această pericopă evanghelică învățăm o lecție esențială, foarte importantă, anume cât de amăgitoare sunt aparențele. Cât de amăgitoare sunt aparențele. Cât de amăgitor este să judecăm după judecata acestei lumi.
Spun deseori acest cuvânt și îl repet. În vremurile acestea paradoxale, pe cât suntem obligați să ne punem măștile, pe atât măștile nevăzute cad și ne arătăm așa cum suntem, cu adevărat. Așa au fost și săracul Lazar și bogatul nemilostiv din pericopa evanghelică citită astăzi la Dumnezeiasca liturghie. A venit judecata pentru fiecare și au căzut măștile sociale nevăzute. Iată, bogatul, cel care era adulat, era lingușit, era în centrul atenției tuturor, s-a arătat că avea sufletul mort, îmbibat de întunericul iadului, hrană văpăii mistuitoare a ghienei. Pe când săracul, care era plin de bube, disprețuit și hulit de ceilalți știrb, neluat în seamă, s-a arătat într-o slavă, odihnindu-se în împărăția lui Dumnezeu. În care suntem înaintea lui Dumnezeu și înaintea lumii, așa cum suntem noi. Faptele noastre ne vor judeca. De aceea, iubite frate și iubită soră, să fim adevărați înaintea lui Dumnezeu și să nu căutăm să plăcem lumii, ci să plăcem lui Dumnezeu. Să nu căutăm să fim regi ai plăcerilor și ai aprecierilor, înconjurați de lingușitori și ipocriți, ci să căutăm să fim bineplăcuți lui Dumnezeu. Fiindcă, potrivit logicii acestei lumi, putem să pierdem totul, chiar viața, însă putem să câștigăm totul atunci când îl câștigăm pe Hristos. Atunci când îl dobândim pe Hristos, am dobândit totul, fiindcă ne-am salvat sufletul nostru. Și nu poate da omul nimic în schimb pentru sufletul său. Cuvântul evanghelic răsună neîncetat de a readuna omul lumea întreagă, bogăția întregii lumi. Dacă își pierde sufletul, nu a dobândit nimic. Avem un suflet și o singură mântuire. Și cu acestea nu ne putem juca. Așadar să stăm bine, să stăm cu frică și cu cutremur și să lucrăm cu o sârdie mântuirea noastră ca să ajungem și noi în sânul lui Avram, la oaltă cu toți cei care au biruit cele trecătoare pentru cele netrecătoare și și-au mântuit sufletul. Amin.